tanto pure il tuo re. Câștigă un duel în aer, respinge Hoban, Pablo de Lucas, de Lucas îl găsește pe Dore, se întoarce cu fața congolezul, Bugema, ce serviciu interesant, Teixeira, blocat de practic, vinge, revine, centrare, Teixeira, pe numărinul, pe revolu, Dore, gol, este gol, Petrolul egalează repede, formația lui Cosmin contra, prin leacă pe contraatac Vasul, pe Vanjera, n-a putut să transmită mingea către un coechipier care în poziție regulamentară din nou s-a citat pe offside Vasulieni. Dore, recuperarea lui Viveiros, Caue, da, și trebuie făcut o rectificare, Caue n-a primit galbenul la acea fază. Dore. Jason Iasen, mingea se duce partea stângă la Teixeira, lângă el Ionuț Voicu, cadrul obicei. Teixeira centrează, bine, Dore! Gol! Petrolul! Golul lui Ferebori Dore! Iată! Este cel care execută. Sunt 6 jucători de la Petrolul în care Dore pare gol! 2-1 pentru Petrolul, minutul 85. Doar de acum, în prima fază cu Ierme, în fața lui Robert Ma, ajutat însă Ierme de Sony Alcena, Trunaj. Aceea este una dintre zonele de care mingea nu poate trece, o pasă foarte bună pe care Hoban o dă pentru Ferebori Dore, se întoarce Dore, trage la costul un gol! 1-0, Petrolul din minutul 10. Golul lui Ierme, nici vorbă de faul pe care s-a făcut fundașul stânga de la Petrolul. Joiceni se aruncă din nou în atac, Filipe Teixeira scapă singur cu Călgheira, Teixeira, gol! Tine, Ovidiu Hoban, o pasă liftată, Jansson Iansena centrează bine pentru Dore, Dore cu capul, gol! Ferebori Dore se apropie de buturile apărate de Pesani, acum Pablo de Lucas trimite către Ferebori Dore, Dore reușește să păstreze balonul după duelul cu Găman, Pablo.
تسديده من طوري بعيده متوسط في توما في 27 دقيقه في الشوط الاول ممتازه من طوري L'équipe d'Angers maintenant avec Grégory Maliki, le gardien et capitaine de cette équipe. Attention à cette attaque avec Doré. Le premier crochet, le deuxième, le centre rentré au premier poteau. Il est bien Vincent Monceau avec Angers hein, en maillot noir. Encore un contact, une faute sur Ferré-Bory Doré. Et Aurillac. Installer les engins après 10 minutes de jeu en seconde période. Sans troisième poteau. Et voilà le but pour Angers. L'ouverture du score pour Angers. C'est un. Ça part un peu dans tous les sens. Ils sont pris en défense des Manceaux maintenant. Et forcément de la place pour Alarbi Eljane Yaoui. Un joli dribble avec ce centre. Il n'y a pas de hors-jeu. Et le but.